cozul albastru, doamnelor și domnilor, Beni Oxemui! Ce faci, maestre? Nu te-am mai văzut de mult. Salutare, salutare! Uite, sunt bine, sunt în cauza plecat din țară, sunt în Olanda. La antrenament, viață de cantonament. Mi-a făcut poftă cu pizza aia acolo. Eu sunt la un regim mai special așa, și aruncat toată pizza singur. Mai, băi, Beni, și ei și nesimți. Niciodată nu mânca în direct, mă. Acum mănânc în direct, n-ai văzut așa ceva. Să nu mai dați mă cadre cu voi când mâncați, cât vorbesc cu Beni. Beni, măi, ușoară viața în cantonament în Olanda. În România, hai și noi, mai stăm, mai povestim, mai aproape de casă, dar în Olanda, cred că e rece, așa. Bună. Cum e în Olanda? Hai, bagă una. Băi, frumos nu e, frumos nu e, dar m-am învățat. E mereu vreme urâtă, ba, plouă. Te uiți pe geam să-ți iei geacă de piele pe tine și când ieși afară soare și invers. Dar m-am învățat, e o climă diferită. Încă antrenament e așa cum e, antrenamente peste măsură, adică nu-mi văd capul de antrenamente. Am avut deja două antrenamente astăzi, mai am un stretching și... Da. Cam asta e. Mutați, vă rog, camera la acolo, la locul de cântare. Colegul Morris îți oferă acum prin ecran o bucată. Bravo, băi, băiatule. Băi, frumos. Bun, data, bine, ești drăguț, dar data viitoare când vine Beni în studio, dacă nu-l serviți cu pizza, să vedeți jar mâncați, da? Gata. Hai, data viitoare când vin la voi, poate în direct. Să mă așteptați pe mine cu o bucată de pizza, mai ales nu, dacă se află... Mă, Beni, Beni, tu să ne spui ce vrei să mănânci, că aia pregătim, să știi, nu e niciun fel de problemă. Vreau să te întreb altceva. Am avut imagini cu băiețelul tău, știu că în așteptarea meciurilor care au lipsit în pandemie, te-ai antrenat și el a fost cel alături de care ai continuat antrenamentele. Da, într-adevăr, am avut o perioadă în care nu prea am reușit să ne antrenăm. Patic a fost cel care m-a ajutat. Când eram în casă, îl urcam pe gât, făceam flotări cu el în spate și așa mai departe. Da, a fost susținerea mea. El cred că este susținerea vieții tale, că cred că este cea mai mare izbândă ta. Exact, e în continuare, evident. Foarte frumos. Bun, când se termină? Când e meciul ăsta? Ca să se revii și tu, să ne mai vedem și noi, să vorbim și noi ca oamenii. Măi, astăzi am aflat niște vești noi și niște informații că ar trebui să fie undeva la începutul lunii iulie. Din păcate, toată luna iunie o voi sta plecat și voi încerca să-mi văd familia, nu știu, ori video, ori poate reușesc ei să vină să mă vadă. Să fiu foarte bine pregătit, să fiu antrenat. Voi face sacrificii ca de fiecare dată și voi sta probabil toată luna iunie și în vară, nu știu cum se voi cu programul, ne putem vedea după. Iulie, august, septembrie. Zi și mie, cum te... Totuși trebuie și puțină relaxare, am înțeles, muncă, dar cum te se relaxează un sportiv care este în cantonat? Ce faci? Te uiți la televizor? Bei un suc de portocale? Ce faci? Sincer, mă uit la televizor foarte mult, mă uit la seriale, asta mă ocupă timpul, mai citesc câteodată, am un PlayStation cu mine și încerc să mai joc FIFA online, asta fac și acasă de multe ori, mă detașează oarecum și încerc să mă gândesc la altceva, în afară de meciuri, antrenament și așa mai departe, mă relaxează puțin, cam asta fac în timpul liber, dar din păcate sunt atât de intense antrenamentele. Cred că cel mai bine mă simt atunci când dorm, când reușesc să adorm o oră, două. Ți se întâmplă să nu dormi? Adică să ai insomnii? Da. Mi se întâmplă să nu dorm, să fiu atât de obosit, cât tocmai, nu știu, ieri, alteri am încercat să dorm de prânz și nu am reușit. Mă tot învârteam în pat, încercam să mă gândesc la alte chestii, adică nu mi-a ieșit. Da. Beni, probabil că ai niște kilograme și o structură a corpului atunci când ești între meciuri și într-un fel o să fie acolo, o să fii sculptat, o să fie fibră, omul nostru, o să fie foarte bine. Câte kilograme dai jos și cum o să fii? Pentru ce te antrenezi? Să știe și băieții ăștia care bagă în ei pizza ca niște, era să zic eu ce acum, cam cum să muncește unul, că i-au pătos, frate, am tras la fiare, dar rup farfuriile pe aici. Măi, taci din gură. Așa. Stau undeva la 120 de kilograme în off-season, iar wow, în timpul meciului ajung la 117,
deslăbesc cam 5 kg, dar mâncând. Am o dietă foarte controlată, undeva la 3500 de calorii. Îmi cântăresc mâncarea, două antrenamente pe zi, unul de cardio, unul de kickbox, undeva la 4-5 ore de antrenament pe zi. Da, e ceva, nu știu, e și din comun. Câteodată mă gândesc cum reușim, nu doar eu, dar sportivii de performanță în general, să fac atât de efort. Știi că se zice că sportul de performanță nu e sănătos, dar... De asta mă gândesc eu acum. Beni, stai liniștit. Dar ce crezi, că noi suntem sănătoși? Tu nu vezi ce facem pe aici. Ai, dar poate tu ești mai sănătos în multe privințe decât noi, în sensul în care trăiești o viață sportivă și în perioada asta nu tu șpriți, nu tu nopți pierdute, iar asta te face să fii într-un fel, adică să fii sănătos. Să fii sănătos și să-ți fie bine. Ție, în afară de copil și de partenera ta de viață, ție dor de ceva? Măi, sincer, mi-e dor de mâncare românească. Pentru că sunt un gurman și atunci când nu am meciuri îmi place să mănânc, să mănânc bine și bun și românește și... Abia aștept să vină sărbătorile de fiecare dată. Merge o porție de sarmale, ceva, sau cu ce să venim? O sarmale cu smântânică din aia. Cu ardei iute, frumos. Puțin ardei iute. Așa cu pâinică, luat frumos în sos, așa. Da, 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 da. Mă scuzați, domnul Beni, m-a luat și pe mine gura pe dinainte. Dar tu vorbești, mă, care ai mâncat Beni, în fața lui. Beni, îmi cer scuze, am mâncat, mi-am făcut azi un tatuaj 6 ore, m-a chinuit, dacă nu mănânc leșin. Eu de obicei nu mănânc pizza. Că așa ai zis, alergat și la... Auzi, Beni, așa zice când e foame, ci că și-a făcut un tatuaj, știi? Ce ai făcut, mă, dai rup farfurile? Am făcut un tatuaj. Două felii de pizza am mâncat. Nu se mai pun. Dar el mănâncă pe măsură ce își face tatuaje și mănâncă și face tatuaje, știi? Ca să mănânce, înțeleg? Beni, îți promit când vii în țară, spui ce pizza vrei, vin să o fac și acasă. Ce vrei tu să mănânci? Vin. Beni, ce-ți mai dorești tu? Deci tu ai niște ani frumoși în ring. Unde vrei să ajungi? Ce-ți dorești să îndeplinești? Îmi doresc să ajung campion mondial. Din păcate am stat mai mult de 5 ani de zile locul 1, locul 2. În urma unei înfrângeri am căzut înapoi pe locul 4 sau 5. Dar sper ca următoarea victorie, pentru că mă gândesc la ea direct, la victorie, mă va propulsa spre încă un meci și probabil în 2-3 meciuri voi putea lupta din nou pentru centură. Și sper de data asta să o aduc acasă. Am mai luptat pentru centură, am pierdut din păcate. Aș fi singurul român campion la kickboxing din România. Singurul care a dus centura cu adevărat la grei în România. Au mai fost la diferite promoții, dar cea mai importantă promoție din lume este cea în care acum și chiar mi-aș dori să aduc centura, să fiu campion mondial. Aici ține până la urmă de atâția factori și de atâtea lucruri. Sunt sigur, tu ești un tip foarte ambițios și sunt convins că o să mergi mai departe. Vreau să știu dacă băiatul tău sau iubita ta se uită la meci. Măi, băiatul, din păcate, am ales cu soția să nu... E prea mic și am ales să nu urmărească. Abia face 7 ani luna viitoare. Am considerat că, fiind un sport destul de dur, nu ar fi benefic să mă vadă pe mine, nu știu, lovit sau să... Sunt momente într-un meci în care, nu știu, se sparge o arcadă, sângerez și am considerat că nu e bine. În schimb, pe YouTube se uită la highlight-uri, la clipuri cu mine și știe ce fac. Soția la fel se uită, dar e din ce în ce mai greu. Adică mi-a povestit că emoțiile sunt atât de mari încât și ea și soția și soția și ea și mama și sora mea nu reușesc nici cum să se mai uite și mă roagă să mă retrag o dată. Mai stai, că trebuie să ajungi pe locul întâi. Uite, acum, pentru în ultimele 30-20 de secunde, trimite un mesaj pentru familia ta și pentru cei care te iubesc și te urmăresc chiar acum la Prima TV. Măi, ce pot să zic, doar că le mulțumesc foarte mult că mă susțin, atât cei care îmi lasă mesaje în cantonamente, familia, că e alături de mine, le mulțumesc foarte mult, îi iubesc. Abia aștept să ne vedem acasă. Doamnelor și domnilor, îi ținem pumnii lui Beni, așa la figura, că are, știe el cum să-și țină pumnii în ring de câștig atâtea meciuri. Beni, mulțumim foarte mult, să fii iubit, să ne vedem cu bine și noi te pupăm. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, mâine cu aceeași dârzenie și cu garda pregătită. Ne vedem de la ora 3. Toate bune!